Billie Eilish și familia sa au cerut un ordin de restricție împotriva unei persoane care le-a încălcat în mod repetat proprietatea, iar recent cererea lor a fost aprobată. Se pare că Pranel Rousseau, în vârstă de 24 de ani, a început să-și facă apariția în casa lui Billie lunea trecută. Bărbatul a pătruns pe proprietatea familiei artistei de 7 ori. Billie Eilish și familia sa nu erau îngrijorați doar de Rousseau însuși, ci și de faptul că ar putea răspândi coronavirusul. Pranel nu a purtat mască sau mănuși de cele mai multe ori. În timp ce am așteptat gărzile de corp, domnul Rousseau a rămas pe veranda noastră, s-a așezat și a început să citească o carte. Tatăl meu i-a cerut în mod repetat să plece, dar a refuzat, a spus Billie Eilish.